Florin Piersic a ajuns la frumoasa vârstă de 88 de ani și locuiește alături de partenera sa de viață într-o casă deosebită situată în Cluj-Napoca. Casa lor a fost renovată recent și poate fi distinsă față de restul locuințelor din zonă după culorile proaspete și vibrante ale zidurilor și acoperișului nou-nouț. Un loc special pentru marele actor este strada Bolintineanu, tot din Cluj, acolo unde locuia cu părinții lui. Florin Piersic își aduce aminte cu plăcere de clipele din copilărie și momentele în care se așeza la masă alături de mama lui. Sunt foarte legat de țara asta, sunt foarte legat de oamenii cu care mă întâlnesc, pe care iubesc și mai ales de cei care sunt buni. Doresc ca oamenii din jurul meu să fie buni. Dacă aș putea din nou, m-aș întoarce pe strada Bolintineanu, numărul 10 în Cluj, unde locuiam cu părinții mei, să fiu din nou cu ei acolo la cină. Să mâncăm, să ne bucurăm, să o îmbrățișez pe mama mea și să-i spun: tu ai fost, ești și rămâi sufletul meu. Asta aș fi dorit, dacă aș fi avut o mașină a timpului, a povestit marele actor. Reamintim faptul că Florin Piersic a fost dus de urgență la spital după ce a suferit o infecție care a generat complicații medicale. La începutul acestei săptămâni, actorul a transmis un mesaj fanilor săi, spunând că se simte bine. În același mesaj, le-a mulțumit doctorilor care l-au ajutat și încă îl ajută.